Astăzi este sâmbătă, 14 ianuarie 2012 și mă aflu în municipiul Câmpina din județul Prahova, la expoziția columbofilă județeană a UCP. Stau de vorbă cu unul dintre cei mai puternici crescători și zburători ai UCP-ului. Este vorba despre domnul Dragoș Comănescu. Maestru columbofil, adevărat? Da, anul ăsta am îndeplinit norma pentru a lua titlul de maestru columbofil în urma rezultatelor deosebite din ultimii ani. Domnul Drago, știu că în 2011, din informațiile mele, dumneavoastră ați avut un an columbofil la fel de bun ca și cei precedenți? Da, sincer, este un an un pic mai bun față de ceilalți ani. Au început să crească valoarea și porumbeilor și la categoria viteză, unde nu stăteam foarte bine, la categoria general. Al general, Palmares Pătrean, am avut titlul GP, deci în lune. Sunt pur și simplu foarte mulțumit de rezultatele care au apărut. Luam un lot nou de pui, anul ăsta 50 de pui, care sper să fie cu speranță foarte mare pentru anul viitor. Zburați pui toamna, domnul Dragoș? Îi zbor, dar nu pun foarte mare punct. Accent, să zicem așa, pe el. Zborurile, în general, îi angajez doar pentru antrenament, pentru să-și facă planul de zbor pentru anul, să fie un an mai... Să se obișnuiască cu mașina de transport, cu direcția, da? Da, exact. Puii nu sunt porumbei care trebuie să scoți maximul la banul care s-a născut. Deci următorii 2-3 ani sunt exclusiv cei mai buni vor fi și vor rămâne prin selecție. Ați introdus ceva porumbei noi, domnul Dragoș, și în ultima perioadă în crescătorie? Da, deci crescătoria mea din anul 2009 am făcut antren cu domnul Cosmin Olteanu, care știm prea bine că sunt oamenii puternici ai Uniunii FCPR și a din României. Sunt porumbei de viteză, de fond, ceea ce porumbei n-am avut înainte, chiar atât porumbei cu pedigree, porumbei care sunt aduși afară. Din linii puternice, nu? Din linii puternice. Deja au început rezultatele. Am 3 porumbei aici în expoziția Câmpinii, Prahovei, cum ar veni. Deci sunt foarte mulțumit de porumbei dânsului și sper să apară din ce în ce rezultate mult mai bune. Cu siguranță că sunt porumbei care promite și văd că în toată Uniunea și cât la noi și FCTR sunt porumbei la dânsului care au făcut rezultate deosebite. Aștept mult mai mult și vor veni rezultatele cu răbdare. Dincolo de porumbei buni, pe care știu că dumneavoastră îi aveți, de asemenea știu că sunteți și o persoană, un crescător care alocă mult timp pregătirilor. E adevărat? Este adevărat. Deci altfel nu poți să faci performanță. Atât timp cât nu îngrijești porumbei, nu-i antrenezi, nu-i simți care sunt porumbei buni, îi selectezi, deci nu poți să faci performanță. Deci undeva la 3-4 ore pe zi trebuie să aloci porumbeilor, să-i vezi, să-i simți, să le dai mâncare, să vezi care se rămânește bine, care zboară bine, care... Deci sunt multe lucruri care trebuie să ții cont în columbofilie. Deci cu siguranță, fără rezultatele care vor apărea după ce ai făcut maxim, să scoți de la ei sănătoși toate cele. De la 2012, ce așteptări aveți, domnul Dragoș? Ce rezultate v-ați dori să obțineți? La ce categorii? Deci la toate categoriile. Am porumbei acum aduși de la domnul Cosmin Olteanu, cu ce am avut din linile vechi, care tot i-am zburat de 3-4 ani. Deci aștept, începând cu viteză, de fond general, fond, mare fond. N-am avut niciodată succes. Acolo sper să pun un pic punctul, începând cu anul acesta și anul viitor. Deci acolo vreau să văd ce acolo performanțe, că acolo cu siguranță n-am avut. Fiind un tânăr columbofil și începând columbofilia de foarte puțin timp, n-am ajuns să cresc porumbei pentru acolo. Dar doresc să ajung acolo, un campion. Eu vă doresc mult succes, pentru că știu că sunteți un crescător foarte ambițios și foarte serios și sunt convins că toate aceste rezultate vor veni mai devreme sau mai târziu. Vă mulțumesc pentru amabilitate și să sperăm pentru toată lumea un an mai bun și cu multe rezultate pentru toată lumea. Cu stimă, domnul Dragoș. Mulțumesc.